aí pra amanhã. Frico, já. Brașcaleta asta cum se numește? Am ajuns finally și la cazarea pe care o avem pentru următoarele 4-5 zile. Este super drăguță. O să vă las în descriere și cum se numește. Aceasta este terasa. Ideea este că chestia asta pe Booking este bungalow with garden view. Asta e garden view spre parcare, adică e fix la stradă. O să vă arăt și curtea resortului. Sunt multe foarte frumoase pe aici. Chiar este un resort destul de drăguț. E un pic tricky chestia asta că e fix la stradă. Sper să nu fie grăgie la noapte și că ăsta este garden view. Nu prea este garden view, dar anyway, hai să vă arăt și cum arată în interior cazarea asta. Noi deja ne-am pus lucrurile pe aici. Așa arată. Este foarte drăguță, e super cute. Nu cred că trebuie ceva mai mult de atâta. Pentru câteva zile pe o insulă unde doar te relaxezi și explorezi. E bine că avem aer condiționat care merge și este foarte bun. Cam așa arată view-ul din interior spre exterior, and that's it. O să vă arăt și baia imediat și continuăm ziua cu plimbarea pe plajă și probabil și cina pe care probabil o să luăm aici la hotel. Hotel. Resort, nu știu cum putem numi chestia asta. Și cam atât, hai să vedem, să vă arăt și plaja la care mergem. Vrei la sală acum? Da. Ce faci, Corina? Unde te duci? La Jelly's Heaven Resort să mâncăm. Sau să bem o cafea. Sau să bem o cafea? Eu vreau să și mâncăm. Cum îți place Bantayan? E foarte curată, insula. A, îți place că e curată? Da. Și micuță, e drăguță față de Cebu. Cum e Cebu? Groaznic. O să zici. Acolo cum ești, nu? Unde e mai frumos, în nord? Avem... Nu, sunt câteva plaje super interesante aici, da? În zonă, chiar aici. Unde în zonă, da. Unde e spot de care a zis băiatul ăla? Probabil acolo, în partea dreaptă. Că noi am venit așa și el ne arăta în dreapta, deci probabil zona asta aici. E probabil un rift ceva. Mergem. În diving? N-aș mai face. În free diving? Așa da, na, aș mai face. Asta poți să faci aici. Da. Uite cum se vede insula de acolo unde e Cebu. Acolo e? Da. Vezi ce interesant e? Mișto. Dar orașul ăla e Prafao. Nu, e ceva ce... Bine că mai stăm doar o noapte înainte să plecăm și dar... Da, n-am știut. Internetul spune altceva despre orașul ăla, de asta... Dar am avut mai experiențe proaste, dar chiar trei șoferi de taxi să-i prindem pe toți. Na, și nu numai asta, și ai fost afară, ai fost la mall, ai fost în seara, aseară. Seara, nu și la mall. Haideți să vedeți plaja asta mai bine. Că e superbă. Plimbarea de seară. Ce faci, Cori? Beau cola. De unde ai găsit cola? Ce cola vei? Cola originală, am ales să mai vedeți cât așa mișto ca înainte că era plină. Am găsit-o aici, la resortul ăla, unde am mâncat. Azi. Ne plimbăm pe plajă. Frumos. Cât s-a retras apa. Da. S-a retras foarte mult apa, dar așa că e fain și familie este pe aici. Păi, teoretic, asta este Sugar Beach. Asta e Sugar Beach? Asta e Sugar Beach. Toată partea asta până la sandbar-ul acolo. Mergem acolo să ne plimbăm.
Bine, astea-s plaje de... Astea-s plaje de Filipine. Astea-s plaje de Filipine. Ce vreau să zic este că asta nu-i plajă de resort sau ceva, pentru că toate alea acolo sunt plaje de resort. Asta e plajă de localnici, pentru că, uite, localnicii locuiesc aici, la stradă undeva, nu știu dacă se vede, în spate acolo. Este foarte îngrijită insula asta. Curată, da. Curată și nu e cea mai curată, adică mai sunt zone unde sunt mai pe jos aruncate, dar nu e ca un Palawan, ca un Palabacu. Se pare? Vai bola mi-l dă mie, de Balabac. Balabac, da? Da. Ok, mi s-a un pic mai diferită. Da, personal, îmi place mai mult decât decât El Nido. Ah, da, da. Îmi place mult mai mult decât El Nido. Overall, insula asta acum are, nu știu, are de toate, din punctul meu de vedere. Plajă, are plajă, are... E curată. Și oamenii sunt foarte drăguți aici, așa-i? Comparativ, mamă, comparativ, unde am fost ultima oară de... Cebu? Nu erau așa drăguți oamenii. Și în El Nido deja erau obișnuiți cu turiști și nu erau... Treaba e că aici oamenii pare că au, știi? Nu există sărăcia aia. Hi guys! Hi! Nu există sărăcia aia cruntă de-i face să se comporte așa, știi? Că totuși... În Balabac erau super săraci și cu toate astea chiar erau fericiți și drăguți. Da, dar vibe-ul din Balabac era cu totul altul. Era cu totul altul, da. Mie mi se pare... Hey mate! How is going? All good? Why you sell here? What do you sell? Ah, nice. Handmade. Ce vreau să zic de insula asta, că mi se pare așa turistică, dar nu prea. Ai văzut ce zicea și băiatul ăla care ne-a adus cu tricicleta, că de fapt turiști pe insula asta doar un weekend. De luni până vineri e așa un vibe din ăsta super local, că nu vine nimeni. Nu înțeleg de ce. Păi uite, un exemplu, noi pe feribot astăzi. Am fost singuri. Singuri albi și mai era... Mai era un domn. Mai era un domn, da? Cu o filipineză, el 80, ea 25. Dar el era localnic deja. Da, era aici. De aici. Noi eram singuri pe tot feribotul care am venit să vizităm Bantayan Island. Da. Și mi se pare super, super, super tare cum arată plajele astea și lumea nu se înghesuie să vină aici. Toată lumea merge în insula de lângă, în Malapascua. Bine, e și super promovată aia, insula aia. Probabil asta o să fie și aia la un moment dat promovată. Dar și asta e super promovată de ăștia locali. Uite, n-am știut ea deloc. Adică, când am venit în Cebu, eu mă gândeam că mergem în Bohol. Da. Și cam atât, pentru că aia știam și am auzit. Dar noi am tras cumva la sorți între nord și între Bohol. Da. Că aveam de ales. Noi mai avem până... Mai avem cât mai avem? 5-6 nopți în Filipine. 6. Și aveam de ales între Oslo, să mergem să vedem whale shark-urile. Da. Și să mergem să vedem Chocolate Hills-urile din Boholm sau nordul insulei, unde e situat Cebu, adică ăsta, cu Bantayan, cu Malapascua. Și după ce am citit pe internet puțin despre Bantayan, 5 minute, ăsta te-am întrebat, vrei să mergem? Da. Pentru că aici totul este despre plaje. Și dacă am venit în Filipine, de asta am venit în Filipine, da. Să vedem plaje, pentru că în Bali nu sunt plaje. Sunt și în Bali plaje, nu sunt ca astea, da. Eu când zic plajă și exotic, nu mă gândesc la o plajă din Bali, mă gândesc la o plajă din Filipine, nu? Da, sau da, din Maldive, da. Adică cel puțin așa e în capul meu. Și acum am ieșit să vedem ce și cum, ne facem cumva un plan pentru zilele următoare. Da. Am ajuns, cum v-am spus mai devreme, în Sugar Beach. Mergem să vedem sandbarul ăla de acolo și să mai luăm un vibe așa de pe plajă, că e ce trebuie, totul e local așa. Prețurile, că sunt foarte mici. Stai cu tine la restaurant pe o porție imensă de mâncare. Apropo de prețuri, știți și voi foarte bine că ăștia filipinezi au fost colonizați la un moment dat de spanioli și după, în perioada modernă, colonizarea a venit din partea americanilor și atunci cumva totul
este exprimat așa, știi, ca pentru americani. De la semnele de circulație, de la îndemnurile pe care le găsești pe stradă, până la porțiile de mâncare, care toată lumea știe, în America sunt duble față de restul lumii. Adică o ciorbă în America arată cât două ciorbe la Berlin. Clar. Și așa mi s-a întâmplat și nou aici, pentru prima dată. Fix ăla a fost feeling-ul, că mi-am luat o supă de roșii. Da. Și mi-a venit o oală de supă de roșii cu polonic în ea, pe care era la modul, bro, am dat oblei pe ea, ești nebun, e o găleată de ciorbă, cine mănâncă găleata asta de ciorbă? Și după noi obișnuiți cu mâncarea din Porta Princesa, din Cebu, din orașele mari, unde dacă te atinge și prețurile sunt nu extraordinar de mari, dar clar, mult mai mari, da, decât aici. Cum ca acasă, nu? Prețuri ca acasă, da, ceva de genul. Vii aici și mănânci patru feluri de mâncare și plătești 900, 900 da. 70 de lei, exact. E așa, știi, zici, băi, ești nebun? Și totuși la un restaurant de resort, adică da. Nu era așa pe stradă. Mă gândesc că viața e super, super ieftină dacă vrei să trăiești aici. Îmi place banda aia. Nu neapărat pentru prețuri, în primul rând pentru vibe. Pentru vibe și pentru plajă. Am ajuns în acest Boracay nedescoperit. Insula asta care în următorii 5 ani, cum am zis și de Balabac, insula asta o să apară în toate revistele alea de travel din nou. Cum a apărut Boracay atâția ani la rând. Pentru că nu are cum să nu. Uitați-vă cum arată totul aici. Gândiți-vă că plaje din astea, white sand beaches din astea, mai sunt doar în Boracay. Și aici în Bantayan. Și lumea nu vorbește despre Bantayan. De ce? Ia uitați-vă la sandbarul acolo. Hai să mergem pe sandbarul ăla. Când Balabac am urmărit un sandbar de ăsta o săptămână și n-am prins. Și aici am venit la el random. Da, nu l-am prins, și acolo aveam un sandbar. În island hopping-ul ăla care l-am făcut. Doar că a început ploaia și n-am mai prins. Început furtuna, n-am mai făcut nici snorkeling. Da. Bine, așa pe total e experiență unică în Filipine. Adică te pune la încercare așa, la multe chestii. Am observat că au taxe la orice. E asta normal. Pentru turiști. Da, pentru turiști ai taxă de mediu, taxă de plajă, taxă de orice, de turist. Orice, adică efectiv, da. Orice îți plătești un bilet, că astăzi am plătit destul de mult pe feriul ăla și pe față de cât scria pe net, nu? Am plătit 700 autobuzul, da, și 600. Din Cebu până aici în Santa Fe, adică până aici în Bantayan, da. Plus feribotul, 700. Deci 1400 plus taxa de turist încă 200, da. 1600. Da. 1600 înseamnă 80 de lei odată și cu 60. Și cu 60. O, da, deci 30 de euro. Da. 35 de euro. 35 de euro drumul din Cebu până în până aici, în Bantayan. Două persoane. E rezonabil. Părerea mea, e ok. Dacă ar fi să aleg în momentul ăsta între Indonezia și Filipine, aș alege Filipine. Chiar dacă am petrecut atât de mult timp în Bali, da. Gândește că în Filipine n-ai văzut Boracay, n-ai văzut Siargao, n-ai văzut highlight-urile astea din partea cealaltă a insulei. Pe când Indonezia ai văzut, am văzut doar Bali și Penida, alea de lângă care sunt irelevante. Da, dar și Indonezia, am multe insule frumoase pe care... Am zis până acum. Da, până acum, da. Bine, Bali e zona de confort pentru mine, cel puțin. Bali e ca acasă. Bali e acasă. Bali e acasă, momentan, da. Bagajul pe acolo stă. Bă, e tare, mă! Locul e tare! Ce mișto e nisipul ăsta! Acum, mâine! Avem timp! Avem timp! Trebuie să vedeți și apa! Swimming pool! Ai auzit
faci un pic. Vezi, bine că am luat măștile alea. Le-am luat, da. Nu ne-am cumpărat noi măști de scuba diving. Crezi că mi-am pus oamenii în cap cu Bali? Când lumea o iubește, Bali. Bine, e și acolo cu palmierea aia ce trebuie. Uite de... Telefonul. Tare. Sunsetul a dispărut, mai decât foarte puțin. Am sticla asta de cola cu mine. Încerc să fac niște cadre cu apa de aici din ocean, care e superbă. Și... Haideți să mergem să mai stăm de vorbă cu localnicii, mai ne relaxăm puțin la plajă și ne vedem la hotel, da?